Doar 15 posturi pentru cadre didactice cu contracte pe perioadă nedeterminată au fost scoase la concurs în județul Gorj, alte 70 de posturi vacante pe perioadă determinată și încă 400 de posturi incomplete au fost publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Dosarele candidaților care doresc să participe la concursul de ocupare a posturilor didactice sesiunea 2021 se pot depune la centrul de înscriere stabilit la Liceul Energetic Târgu Jiu. Înscrierea candidaților a început pe 11 mai și se va încheia pe 17 mai anul acesta, urmând ca proba scrisă a concursului de titularizare 2021 să aibă loc pe 21 iulie.